Medicii au anunțat că încă o persoană infectată cu HIV pare să fie în remisie pe termen lung, ceea ce înseamnă că este efectiv vindecată de acest virus îngrozitor. Cunoscut sub numele de pacientul din Geneva, bărbatul este al 6-lea om din lume diagnosticat cu HIV și declarat în remisie pe termen lung. Vestea celui de-al 6-lea pacient a fost anunțată de Hôpitaux Universitaires de Genève și de Institutul Pasteur din Paris. În cele 5 cazuri anterioare de persoane care au fost vindecate de HIV în urma unui transplant de măduvă osoasă, transplantul conținea celule stem de la un donator cu o mutație a genei CCR5, despre care se știe că împiedică HIV să pătrundă în celulele organismului. Acest al 6-lea pacient este comparabil cu aceste cazuri, dar cu o diferență esențială. A primit un transplant de măduvă osoasă de la un donator care nu era purtător al mutației CCR5. Individul trăia cu HIV de la începutul anilor 1990 și a primit terapie antiretrovirală de la început. În 2018, bărbatul a primit un transplant de celule stem pentru a trata o formă deosebit de agresivă de leucemie. În urma transplantului, testele au arătat că celulele sale sanguine fusese înlocuite în întregime cu celulele donatorului, iar numărul celulelor infectate cu HIV scăzuse semnificativ. S-a renunțat încet la medicamentele antiretrovirale și a fost întrerupt definitiv tratamentul în noiembrie 2021. La peste 20 de ani de la oprirea terapiei, în organismul individului nu au putut fi găsite semne ale virusului sau răspunsuri imune împotriva virusului. El a fost efectiv vindecat de boală. Cercetătorii au subliniat că acest caz remarcabil nu înseamnă neapărat că un tratament generalizat împotriva HIV este la un pas de a fi descoperit. Deocamdată, cazurile de remisie pe termen lung de la HIV sunt excepționale. Cu toate acestea, situația unică a pacientului din Geneva a oferit câteva informații neprețuite despre noi modalități posibile de tratare a HIV.